Din cauza scumpirilor din ultima perioadă, românii ajung tot mai des în magazinele de tip discount pentru că au prețuri mai mici decât supermarketurile clasice sau oferă reduceri semnificative. Scumpirile din ultima vreme i-au făcut pe oameni să caute produse mai ieftine. Acesta este și motivul pentru care tot mai mulți români preferă să-și facă cumpărăturile din magazine de tip discount. Mai ieftin de une că, zice, e un proverb, domnișoare. Zice, suntem prea săraci să cumpărăm ieftin. Că ce ieftin e și prost. Unde mai găsești ieftin? Numai expirate, ăla le găsești ieftine. Că se găsesc în magazinele ăștia și le mai controlează cineva. No. Mai ales la noi. Că la români merge. Noi, ce de la porci ne dă și la români. Că așa ne dau ea de acolo. Rezidurile lor ne le dă la noi aici. Toate mâncările lor cu alimentele astea, cu euri, cu o travă, mai bine zis. Că euro e o travă, nu e aliment. Alimentul natural nu mai există. În cauza lipsei de bani, e clar. Salarii mici, asta este. Toate se scumpesc, mai nou acum să vedeți că de pași prețurile cresc în loc să scadă ca în alte părți. Cei mai mulți dintre români aleg produsele în funcție de preț, majoritatea preferând să meargă la cumpărături. De câte ori este nevoie, arată cel mai recent studiu făcut de Infocons, Asociație pentru Protecția Consumatorilor. Calitatea produsului este abia pe locul al doilea. Românii preferă produsele ieftine. Mai mereu cumpărăm de la reduceri. Da, ieftine preferă, da. Uneori și la reduceri. După buget. Cumperi după buget. Ai mult, cumperi scump. Și de calitate. Ai puțin bani, e ieftin și de proastă calitate. No. Deci că ar trebui să fim mai atenți la ce mâncăm, să zic așa. Poate să mâncăm mai puțin, dar mai bun. Ei, ar trebui, da. Toată lumea și permite. Nu. Românii vor să economisească bani, asta și pentru că obișnuiesc să acorde o importanță deosebită alimentației din perspectiva cantității. În orice caz, între două produse, unul de calitate superioară, dar implicit mai scump, românul îl va alege pe cel care este mai ieftin, a explicat psihologul Mihai Copăceanu.